Păi, eu v-am mai zis că Delia a luat o adică, sincer, acum să facă ea petiție în casa mireasă pentru a dormi persoanele din cuplu cu partenerii lor, e ceva așa, ca și cum mai cere luna de pe cer. Mai ales în condițiile în care asta este, asta e farmecul emisiunii cumva și se dorește să se țină cât mai mult timp separație până spre finală cumva. În fine, acum evident că multă lume o să spună lucruri destul de nasoale despre Delia și poate cu dată și o caută și ea cu lumânarea. Asta este adevărul. Dar, na, discuțiile acestea mi s-au părut așa foarte siropoase, drăgăstoase, atât în cazul Deliei și al lui Liviu, cât și în cazul Mariei și a lui Ștefan. Părea că e un task așa și fiecare vorbeau numai lucruri frumoase și despre viitor și despre dorințe și... Da, ce să zic, Până la urmă, sincer, e bine când se întâmplă numai lucruri bune și vorbesc lucruri de genul acesta, decât să se tot certe și să se frustreze și să fie tot felul de nemulțumiri. Mai bine așa, nu?